și despre Mr. Beast și despre Caisina trebuie să fac video. Mâine o să iasă videoclipul despre Beach Please. Am zis că o să fac despre scandalul de la Beach Please. După o să fac despre Caisina și după despre Trump. Trei videoclipuri aveți. Mâine, poimâine, răspoimâine. Trei clipuri și luni aveți videoclip. Cam unul pregătit deja. Tuf! Numai că eu o dau la demonetizare. Aștept să-l monetizeze. Cum se cred că MrBeast a fost în România și că streamerul Kai Cenat a fost în România. Oricât ar fi încercat ei să țină secret, românii din Cluj tot l-au observat pe MrBeast. Îl propun pe Vince McMahon, președinte în US. Să vină să facă așa. Să vină să facă așa. Îmi pare rău, băieți, n-am putut să pun Dogecoin ca monedă în loc de dolari. N-am putut să pun Dogecoin ca monedă în loc de dolari. Sorry. MrBeast și-au răspândit vestea pe internet. Despre asta vorbim azi. Care e faza cu MrBeast și Kai Cenat în România? Ce a spus Kai Cenat despre scurta lui experiență la noi în țară? Iar despre festivalul Beach Please, mai așteptați puțin pentru că videoclipul e destul de lung. Vreau să adaug toate momentele virale, controversate, dar și feedback-ul oamenilor despre festival. Încerc să-l scot cumva weekendul ăsta. Vă țin la curent pe Instagram. Dați follow acolo. Să mă sară, zic că își ia șec în burtă. Fac banii cing, cing. Primul om care a confirmat că MrBeast a fost în România este acest user pe care îl cred 100%. Mi-a cerut MrBeast ieri bani pentru Maxi Taxi în Călăraș. A zis că i-a pierdut pe toți la aparate și că îmi trimite o Tesla când ajunge acasă. Da, sună exact a ceva ce ar zice MrBeast. Acum serios, în urmă cu 5 zile Georgescu avea un interviu cu Costi Max. Atunci s-a dat leak la informația asta. Nu, ce se întâmplă săptămâna asta în România, pe bune? MrBeast, Kai Cenat, da, Speed, ce-i da lumea și... A doua zi a mai apărut cineva care a venit cu o poveste care confirma ce a zis Costi Max. Alina cu bună două cărămizi, mersi frumos, bună seara, bună seara. Probabil îl recunoașteți de prin clipurile lui The Real Red. El povestește cum MrBeast a intrat în magazinul la care lucrează gagica sa și a cumpărat toată ciocolata Feastables de pe rafturi. Regele Ganso lucrează la un mega din Cluj, din centru, unde... Da mă, îți dai seama frate, ești nebun că MrBeast s-a dus chiar la gagica sa lui Ganso, frate, ești nebun, editorul meu. Bă! Ce mică e lumea, suntem peste tot chat, suntem peste tot. Trebuie să ne găsim un nume, mă, frate, mă, la noi, noi subscriberii ăștia. Noi, la, așa, la comunitatea noastră, trebuie să ne găsim un nume. Trebuie să ne găsim un nume, cum are Max 5 Star. Trebuie să ne găsim un nume, neapărat. Gândiți-vă, gândiți-vă și dați-mi idei, dar ceva cool cu aia. Ceva, nu Reder și Rederițe, că îți dau bani de mai zici odată așa ceva, sau roșiatici. Ce pula mea, mă, frate, ceva cool cu aia, cu aură. În roșiori, au, bă. Nu minus aură, bă, cu plus aură trebuie să fie ceva. Gen ceva cool, cum e 5 star. Random a intrat MrBeast cu doi bodyguards, că îți dai seama, nu o să intre singur, și a cumpărat toată ciocolata MrBeast care era pe rafturi, plus alte ciocolățuri de la Milka și așa mai departe. Auză la ce zice Bloods. Mâncați, iași. 500 de lei în total, ca să le dea la copii. De ce n-avem... Deci trebuie neapărat găsim la bagii, uite ce-mi zice Just Mihai. Na. Bă, nu pe română, ceva nu pe română, că e cringe pe română. E cringe pe română. Crips? Nu-mi place că Crips. Nu o să intre singur. Și-o cumpărat toată ciocolata MrBeast care era pe rafturi, plus alte ciocolățuri de la Milka și așa mai departe, de vreo 500 de lei în total, ca să le dea la copii. De ce n-avem proof legat de chestia asta? Pentru că nu a lăsat-o pe iubita mea să-și facă poză. O întrebat. Și eu zis, pentru că e un secret că el e în țară. Upsi, acum referitor la clipul de l-am pus astăzi, secret. Aparent, cuparea lui Costi Max... Ganso, să te contacteze avocatul MrBeast. Nu a fost un troll. Cu toate astea au apărut niște poze cu MrBeast de la alte magazine de pe camera de supraveghere. Dar dovada cea mai clară că MrBeast era într-adevăr în Cluj e filmarea asta cu Jimmy dintr-un parc. Iar lângă el îl puteți vedea și pe Laserbeam, alt vlogger mare. Na. Și acolo băieții, ești nebun la... Ei, hey, yo, 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 Malacu, șterge, brother, șterge, șterge. Malac, n-ai voie să filmezi.
Bine, bine, dar ce a căutat Mr. Beast la Cluj? Normal că pentru a filma un episod pentru canalul lui. Și unde altundeva decât în Salina de la Turda, un loc care arată prea mișto. Și toate semnele duc acolo. Cei de la conducerea Salinei au postat asta pe pagina oficială. Dragii noștri vizitatori, vă pregătim o surpriză de proporții. 100, mamă, m-au răcorit cu emoții. Ei, un BD, it's 100, man! Mamă, ce era zic N-word, să mă bat toate, nu. Glumez, eu nu zic numai Nintendo. Jurile astea. Nuts. În intervalul 7-13 iulie 2024, Salina Turda va fi casa unui proiect unic, pe care promitem să vi-l împărtășim la momentul oportun. Clepsidră, îul! Vă rugăm așadar respectuos să vă devansați ori să amânați vizita cu o săptămână. Deci putem trage concluzia că videoclipul va fi pe stilul îmi petrec 7 zile într-o peșteră, mai ales că a și spus-o într-o conversație. FaZe Rag a făcut un vlog în care întreabă mai mulți creatori de conținut care e rutina lor de dimineață. Iar când a ajuns la Mr. Beast a răspuns asta. Mr. Beast sent us his morning routine. So let's watch this. What's up, Rug? I'm currently in Salina bolă ăsta de Beast. Spending 7 days in. Ai sunt un pun la Mr. Beast, frate. Okay. Fai, ce n-ai idee, bă, eu i-aș pune pe ăștia, dar dacă au avut aparat de dat cu pumnul, de fapt nu, că în Ardeal nu e cu dat cu pumnul cu de-astea, so, numai pe aici. So, my morning routine is a little different. În Ardeal acolo e cu făcut genoflexiuni ca să iei bilet de bus. Some of my hair is a little greasy, we don't have a shower down here, it's wet, soggy, cold. I usually just wake up, eat some back food, and then film a video. It's not very fun. I expected nothing less. Mr. Beast doing something absolutely insane. Surviving 7 days in a cave? I mean, bro, he just gave us a sneak. O veni mâncarea în sfârșit, thank God. Sneak peek of his next video. Dacă asta nu e dovadă. Robi Disc cu 10 cărămizi. Atunci nu știu ce să vă mai arăt. Și Kai Senat a făcut o vizită te scurtă pup, la bro. Cluj. El a... Acționăm. Mersi frumos, bro, de donation. Double in chat. Ai plătit jumate din milul ăsta ce mi-a. Da măi chat, măi chat, măi chat, măi. Da măi chat, măi chat. Musi caught a cow date. Hai Dante, pup. Da măi chat, măi. S-au băgat înapoi meniul The Real Red original, mă chat. S-o băga meniul The Real Red original, că s-o băga Spicy McNuggets înapoi, frate, și sper să rămână forever Spicy McNuggets. Sunt cele mai bune chestii făcute, frate, existente pe lumea asta, Spicy McNuggets. Pe bune. A anunțat înainte că o să viziteze România, dar nu a spus exact pentru ce. A dat de înțeles că este vorba despre un proiect mișto pe care nu crispy. Poate încă să-l dezvăluie. Going to Romania tomorrow. No Spicy McNuggets. For a reason that is being worked on for the future. Like some cool shit. That I'm a part of and I can't leak. I cannot leak it. I cannot leak it. Bă, eu sincer m-am gândit că tot cu Mr. Beast are legătură venirea asta lui. Adică cu filmările din Salina Turda. Mr. Beast obișnuiește să mai aducă în videoclipurile lui special guests. În ultimul clip, de exemplu, 50 de youtuberi se luptă pentru $1,000,000, l-a adus pe iShow Speed ca oaspete. Deci eu zic că e destul de posibil să fac așa și cu Kai Senat. I have a surprise for all of you. Is it our families? It's better than your family. Când a ajuns înapoi acasă, Kai Senat a povestit pe stream că nu-i venea să creadă că unii fani din România l-așteptau deja în fața hotelului să facă poze cu el. Mă rog, nu a fost deranjat de asta. Red, crezi că Molly Santana m-ar lăsa să dau hit? Brother, ai 7 ani. 1.30.
asta. A povestit mai mult amuzat. You Romanian it was like 20 of y'all in front of the hotel knowing that I was sleeping there. Like what the Suntem abia la mijlocul verii și deja s-au întâmplat prea multe în România. Sunt curios cum o să iasă episodul lui Mr. Beast din Salina. Sper să-l pună și el în 2-3 zile. Eu vă las acum, mă bag iar pe editat pentru clipul despre Beast, please. Sunt curios, o să dureze mult. Robi cu 30! De cărămizi pe chat! 30 de cărămizi aruncate pe chat așa la mișto! Ce-i pentru Robi 30 de cărămizi? Nimica! Nimica, fii atent, Robi, pentru tine, frate, o să mănânc McNuggets-ul ăsta. Sănătate, 30 de gliziuri în gura lui Ducky. Și fii atent, Robi, ce mai fac pentru tine. Ca să nu zici. Ia vezi, Robi, o berulă așa desfăcută, să ne fie de bine, băi, chat, să ne fie de bine, Robi. Să ne fie de bine, Robi. Și ce zic? Te pup.